Bună ziua, stimați locuitori raionului Strășeni. Eu mă mândresc de faptul că în lista candidaților blocului electoral Renato Usatăi n-avem foști deputați, foști miniștri. Noi 30 de ani suntem fără un plan de modernizare a țării în cele mai importante domenii. Că e economia, că e sănătatea, că e infrastructură, că e agricultură, că e modernizarea la cale ferată. Noi astăzi avem Centrul Național Anticorupției, cuibarul corupției în Republica Moldova. Pe noi această structură, împreună cu SIS-ul, ne costă 31.500.000 de euro pe an. Noi astăzi ne propunem proiecte clare, dar concrete. Farmacie automată în fiecare sat. Pensia minimă să fie 2.500 de lei prin plafonarea pensiei cele mai mari. Dacă le limităm pensiile cele mai mari, automat poate să ridici pensia minimă. Noi propunem ca 5% din vânzarea alcoolului și țigărilor să meargă direct pentru susținerea tineretului și sportului. Deschidem centre regionale de consultare, unde fiecare cetățean, înainte de a porni o afacere, să poată primi o consultare ca să fie clar de ce are nevoie, spre exemplu, orașul sau raionul Strășeni. Dacă toți deputații merg în Parlament și spun că slujesc poporului, pentru și deputații în Parlament au nevoie de imunitate. Noi astăzi avem o lege foarte importantă și ține legea lustrației și cei care au slujit diferitor regime criminale au fost implicați în schemă, trebuie să fie blocați, să nu aibă dreptul de a ocupa nici o funcție pe termenul de 10 ani de zile. Pe noi puteți trebuie să ne unească limba adevărului și să facem regulă în țară. Vă mulțumesc! Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.